Auziți sunetul care îmi place. Wow. Mamă, 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 delicioasă. Deci este coaja crocantă, dar miezul nu vi-l închipuiți. Până ziua! O nouă zi, o nouă rețetă. Astăzi facem pâine de casă. E o pâine ușoară, fără frământare. Minunată, eu am mai făcut-o o singură dată. Și vreau să spun că a rezistat două zile. De obicei, mie pâinea a doua zi, ce a făcut în casă, mi se cam fărâma. Asta e minunată. Rezistă două zile fără nicio problemă. Pentru asta avem nevoie de făină, ulei, zahăr, sare, drojdie și apă. Imediat vă spun și cantitățile. Am pus 50, voi face din jumătate de cantitate. Am pus 500 de grame de făină în care vom amesteca drojdia. Un pliculeț de drojdie pun, care este pentru 500 de făină. Și 10 grame de zahăr. Deci 500 făină, 10 de zahăr și un pliculeț de drojdie. Amestecăm. După care vom turna apa. Apa nu trebuie să fie foarte fierbinte. Dacă este fierbinte, omorâm drojdia. Drept pentru care eu am fiert aici, am încălzit un pic de apă și voi măsura. Trebuie să aibă în jur de 40, 37, 40. Apa mea are 45. Risc că sunt un pic, ca de obicei, pe grabă. Și o pun așa, sper să nu ucid drojdia. Punem tot. Și amestecăm bine. Amestecăm cât să prindem un pic peste tot, să umezim făina. Așa. Nu foarte mult, că de-aia e și fără frământare și e ușoară rețeta de pâine. Totul se face cu lingura, nu cu mixer, nu cu robot, nu cu nimic. Făina, eu am făină de moară, luată de la țară, direct de la moară, dar merge foarte bine și cu cea de cumpărat, 650, Manitoba, 3 nule, depinde ce aveți. Așa arată prima parte. Vom da jos cu racletă de pe lingură. Ca să nu pierdem nimic. Dăm jos și de pe marginile castronului. Strângem așa cât putem. Gălăgie! Gălăgie! Cățelușul meu e supărat. A auzit ceva la poartă și e ca o alarmă. E mic, dar face cât 10. După cum vedeți, după amestecare, am acoperit castronul cu folie, lăsăm 10 minute să se activeze drojdia și continuăm procesul de formare a pâinii. Cele 10 minute de dospire a drojdiei au trecut. Dacă mai auziți și altceva, să știți că chiar dacă stau în București, am vecini care au cocoși și găini și restul animalelor. Și să știți ce se aude. Cred că ați mai auzit dacă m-ați urmărit în alt video, ați mai auzit ceva gălăgie. Am și o păsărică pe care o să încerc să vă arăt în următoarele filmări. Și să revenim la rețetă. Deci așa arată după 10 minute. Vom pune sarea. Recomandat este să nu puneți în același loc sare. O împrăștiați.
Punem și uleiul. Tot așa, cât mai împrăștiat. Vom amesteca un pic. Cât să intre, nu foarte mult, cât să incorporăm uleiul. Ce am amestecat bine, am incorporat bine, cât să intre bine uleiul și sarea. La fel, dăm jos ca să strângem tot. Racleta. Acoperim și o oră va sta la crescut. A trecut o oră. Pâinica mea arată cam așa. Acum ce vom face? Vom pune pe masă. Eu pun pe asta ca să murdăresc cât mai puțin. Sper. Răsturnăm făină. Compoziția. Mă iertați dacă am început să mă bâlbui, dar am mai făcut și ceva între timp și am cam obosit. Bun. Luăm bine totul și ce vom face? Vom împături pâinica. Puțină făină pe mâini. Nu trebuie să umplem pâinea acum de foarte multă făină, cât să nu se lipească. Îi punem pe aici, cât să nu se lipească, chiar dacă ea este pe și cum facem? Cum fac eu, adică se bănuiesc că mai există și alte metode. O pliem o dată, de două ori. O dată, de două ori. Molcuță și frumoasă. O luăm, o punem înapoi, acoperită, 20 de minute la crescut. Cele 20 de minute de dospire au trecut. Pâinica arată cam așa. Acum vom face ultima împăturire și dăm forma, la fel, puțină făină, dăm forma finală. Răsturnăm puțină făină pe mâini. Și întindem iar. O dată, de două ori, o dată, de două ori. O întoarcem, o mai turtim puțin, nu foarte mult de data aceasta, și o vom împături de genul. O dată așa, colț, 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 colț. Nu știu dacă se vede. Încă o dată și încă o dată. Trebuie să arate așa. După care vom întoarce și vom forma pâinica. Pâinica se coace în oală cu capac. Iată așa frumoasă e. Oala mea va fi de fapt un vas de iena cu capac pe care îl voi ține la cuptor 20 de minute la temperatură maximă. Ce voi face acum? Voi da la o parte covorașul. Aceasta nu este tava în care o voi coace, cum am spus. Este tava de crescut, în care va sta la crescut. O mai modelăm. Azi iarăși am două mâini stângi și
vom presăra puțină făină pe deasupra. O mai modelăm. Oricum, făina aceasta o să pice, nu e problemă. O modelăm frumos și o vom acoperi cu un prosopel și o vom lăsa la crescut până își dublează volumul. Și prosopel. Punem făină ca să nu se lipească de prosop toată coca. Și încă o oră la crescut sau până își dublează volumul. Pâinica mea este gata. Am scos-o. Ia să vedem ce facem noi aici. S-a lipit un picuț. Foarte puțin. Și așa arată ea acum după o oră de crescut. Ce vom face? Vom cresta pâinea, dar înainte o vom pune în oala în care o vom coace. Dacă nu o crestăm, ea se va rupe la creștere, se va rupe haotic. Și atunci este fierbinte, am ținut și vasul de iena în care o voi pune la cuptor, l-am încălzit. El trebuie să fie cald în momentul în care punem pâinea, vasul trebuie să fie cald. Luăm așa frumușel, punem deoparte tava în care a crescut. Da, ce frumoșică e pâinica mea! Vă recomand să încercați rețeta. Să facem noi frumușel aici. Am făcut cantitate mică de făină. Am altă oală pentru copt pâinea. Dar dacă eu puneam în oala mare, care este pentru un kilogram de făină, ieșea ceva împăștiat. Nu-și păstra forma pe care vreau eu să o obțin. Și așa arată acum. O aranjăm cât putem și cu un cutter sau un aparat sau un cuțit bine ascuțit. Există tot felul de aparate de tăiat. Eu am o lamă de cutter, o tentativă. Îi voi face niște crestături. Nu prea le am eu cu desenele și cu modelele, dar ideea e să-i dăm așa o formă. Că e frumușica. O vom pune la copt. Ia, să încercăm să punem fără să ne o ardem prea tare, arș. Cu capac, 30 de minute la 230 de grade o pun eu. Cu capacul, deci 230 de grade. După care luăm capacul și o lăsăm să prindă culoare. Țigăncușa mea a ieșit de la cuptor. Bineînțeles că eu trebuie să fac câte o prostie și am uitat-o un pic, am bronzat-o prea mult. Să încercăm să scoatem din iena. Acum am scos-o de la congelat, de la ăsta de la cuptor și este extrem de fierbinte, dar să sper că nu voi avea niciun accident. Uite ce bronzată e, mama e de pâinica. Am bronzat-o prea tare. Ia să auzim sunetul. Am și cu un cuțit, că bineînțeles că eu nu mi le pregătesc din timp. Ia. Te auziți. Crocantă. Bine, arsă, crocantă, dar interiorul va fi minunat. O lăsăm să se răcească aproximativ 2 ore, 3, depinde cum avem și temperatura în casă. Și vom tăia să vedem cum este înăuntru. Pâinica s-a răcit. Haideți să încercăm să tăiem. Auziți, fel de crocantă. Sunetul care îmi place. Wow!
să și gustăm. Mamă, 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 delicioasă! Mamă, cât de bună! Deci este coaja crocantă, dar miezul, nu vi-l închipuiți, este absolut curcubeu pe cerul gurie, puțin spus. Deci vă recomand, chiar o recomand, este wow! Mulțumesc că v-ați uitat la mine, vă mai aștept și la alte rețete. Vă pup!